Dragii mei prieteni, mă bucur enorm că sunt din nou prezent cu dumneavoastră pe calea undelor în România. Așa cum ante vorbitorul meu a introdus subiectul Eșecul unui vis, acest mesaj, dragi tineri, este un mesaj cu dedicație specială. Pentru că cei care vor să înceapă o viață nouă, o viață în doi, sigur că au nevoie de multă meditație și rugăciune. Subiectul acesta al căsătoriei este atât de important că este amintit chiar și în pleiada de evenimente anunțat de Domnul Isus Hristos. De ce nu, ca semn al revenirii sale, în adevăr, cum erau în zilele înainte de potop, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe tot. Tot așa va fi și la venirea fiului omului. Dragii mei, prieteni, ce pot să spun cu tristețe? Căsătoria modernă a fost expusă unor atacuri vehemente din partea mișcărilor progresiste într-o așa manieră că rezultatul a fost devierea de la standardele originale. Știți, trăim într-un secol nefericit. Viața așa cum era și cum a fost de șase mii de ani se schimbă rapid. Ce a fost nu va mai fi. Noi, cei care am călătorit puțin mai mult în lumea aceasta, vedem că multe din barierele legale care opreau puhoiul răului au fost treptat înlăturate. În țara de unde vin, Statele Unite, criminalii sunt eliberați în tăcere ca să producă nesiguranță socială, teroare și haos. Bătrâna planetă se încovoie sub lanțurile viciului și a destrăbălării. Cei care conduc această lume par inconștienți de efectele deciziilor luate, înflăcărați de perspectiva unui viitor SF, science fiction, se văd neputincioși, prinși în plasa de păianjen, ispitiți de miasma misterioasă a fructului interzis. Așa că ce pot să facă ei, cei de la Davos, mărșăluiesc în Valea Migido pentru a se întâlni cu mai marele casei, împăratul Iisus Hristos. Ce mai geamăt ce mai plânset, grupul celor iluminați, întâlnim pe Domnul vieții, pe cel care atâta vreme l-au disprețuit și ocărât. Dragii mei, dincolo de lupta de culise între bine și rău, dincolo de lobiul politic și tensiunile militare a marilor puteri, eu, tu, noi, cetățeanul simplu de pe drum, își vede de treaba lui, având însă dreptul ca să aibă și el visurile lui, mai mult sau mai puțin realizabile. Cei mai în vârstă simt că lumea în care trăiesc este străină bunului simț și că apasă pedala de accelerație la blană, conducând lumea către abisul prăbușirii irreversibile. Cei căsătoriți care au copii realizează că aceștia dintr-o dată nu le mai aparțin pentru că sunt proprietatea unui grup de interes obscen. Un grup care este format din bărbați și femei care nu sunt nici tați, nici mame, nici destricați stricați la minte, fără suflet, fără inimă, care răvnesc la prezența copiilor noștri dați de Dumnezeu. Vedeți, dumneavoastră, prieteni, generația tânără, cavalerii și domnișoarele care au această neșansă de a fi generația dezamăgirilor, își croiesc cu greu drum prin mulțimea problemelor și în tăcere își făuresc și ei un vis care va fi sau nu va fi împlinit. Subiectul nostru este eșecul unui vis, așa cum o spuneam mai devreme, și aș dori să abordez o problemă de interes general, mai ales că lumea celor care sunt plini de dorința de a-și forma o familie tremură în fața circunstanțelor sociale care se dovedesc din ce în ce mai probabile și mai benefice pentru formarea unei familii. Tinerii și tinerele visează cu ochii deschiși la ziua nunților. Și când sunt întâmpinați de mesaje de gen Apocalipsa, în mod inerent ar dori să oprească timpul în loc. Ah, dragii mei prieteni, de câte ori n-am auzit ă, ideea pe care o rostesc unii. copii pregătiți-vă că vine Domnul. Iar ca răspuns, tinerii spun, în mod tradițional, zic eu, măcar să mă însor, să mă mărit, să văd și eu cum e și după aia poate să vină sfârșitul lumii vedeți dumneavoastră? Căsătoria este un vis care are o conotație prioritară pentru generația tânără. În timp ce tinerii nu obosesc a visa la ziua nunții, cei deja căsătoriți sunt sau trăiesc o dezamăgire. Dezamăgiți, eventual, de experiența vieții în doi. Unii chiar spun, chiar nu înțeleg de ce atâta grabă în a te căsători. Chiar nu e nimic interesant. Alții care n-au făcut această experiență, sunt tineri, pe exemplu, la rândul lor, care sunt atât de buimăciți de astfel de răspunsuri și nici măcar nu știu sau nu pot să digere care va fi cea mai bună soluție pentru ei. Dacă cei din la căsătoriților sunt ok sau nu sunt ok, dacă mesajul pe care cei căsătoriți îl trimit generației tinere este un mesaj de încurajare sau un mesaj de decepție. De aceea, de fapt, ce... Se visează, sau ce visează un tânăr sau o tânără la început de drum, ce poate visa? Tânără visează un bărbat ideal, dar cum arată el? E, păi să fie chipeș, puternic, tandru, manierat, atent cu mine, atent la detalii și, dacă se poate, să aibă un statut financiar care să ne permită să vedem și noi lumea. În timp ce ea are o listă lungă pentru a defini împlinirea visului ei. El sau despre el, viața în doi, are o singură conotație. Vede în fața loc, ochilor un singur lucru, îmi place cum arată. Parcă mi-aduc aminte de Samson care transmitea mesajul acela părinților lui, ia-mi-o că îmi place. În timp ce femeia este interesată uh, de o viață sau într-o viață stabilă, el este interesat de elixirul fericirii și atunci când se întâlnesc pe orbită cele două traiectorii, el și ea, ea zice în sinea ei: "Acesta este bărbatul ideal." El la fel zice despre ea: "Aceasta este femeia ideală." Vedeți, dragii mei, atunci încep avansurile. O ciocolată, un buchet de flori, un parfum, o prăjitură la cofetărie. Din partea lui, din partea ei, un zâmbet permanent, o privire încântătoare și cuvinte de laudă care îi flatează euul personal acestui mare bărbat ideal. Ce puternic ești, ce inteligent, uh, uite-te la el cum vorbește, ce jovial, uh, este finuț, modest, chipeș, mamă, mămărit. El rostește cuvinte similare, intrând ca o furtună în casă, împărtășește aceleași gânduri părinților. Nemai auzite până atunci, promite lumea de pe cer, soarele, turismul permanent, cerul unui mol încărcat cu tot ce vrei, tot ce și-ar dori și iar merge la inimă tinerei sau viitoarei soții. Apoi, când părinții îl întreabă, te-ai rugat? Mamă, rugăciunea vine mai pe urmă. Deocamdată am găsit fata ideală. Vedeți dumneavoastră, prieteni, tineri, chiar și cei căsătoriți care din interes ar fi vrut să aibă o astfel de expunere la un astfel de adevăr înainte de căsătorie? Perioada premaritală este o competiție între cine oferă mai mult. Nu contează detaliile. Se dăruiesc unul altuia în mod necondiționat. Și cred că societatea, părinții, potențialii dușmani ai acestui vis au tendința să-i oprească. De obicei, căsătoria debutează cu surprize plăcute, care nu țin multă vreme. Ei, dacă ar ține mult, șansele supraviețuirii acelei relații de căsătorie ar fi aproape sigure. Dar, din nefericire, momentele de suspans, noțiunea de necunoscut, elixirul misterului dispar repede. Ce va ține mult este descoperirea caracterului moștenit și a caracterului dobândit. Într-o bună proporție, cei doi tineri sunt ceea ce au fost părinților la o anumită vârstă. Deci, dragii mei prieteni, acum pășind în următoarea parte a subiectului, vorbind de o moștenire genetică. Care este extrem de importantă. Aceasta este un factor de influență, dar nu definitiv, dacă omul devine un om spiritual. Toate aspectele comportamentale a unui tânăr sunt, de fapt, reflexia a ceea ce au fost părinții lui. Dacă ambianța în familie a fost una tensionată, tânărul sau tânăra vor dezvolta, zic eu, o stare de nesiguranță în a contracta o căsătorie. Am văzut ce în familia mea, am văzut ce făcea tata, am văzut cum se adresa mama, parcă n-aș vrea să intru într-un coșmar care nu se mai sfârșește niciodată, sau n-aș dori să intru într-un coșmar care ține toată viața. Sigur că firea îi va împinge la o nouă relație, dar nu și la un angajament pe viață. Și iată-ne aici, prieteni, ciudat, nu-i așa? Putem explica astăzi faptul că avem apariția unui termen care este destul de nou și anume concubinajul. Ce este concubinajul? Este alternativa la o viață de familie instabilă. Concubinajul este angajamentul în care nici tânăra, nici tânărul nu și asumă responsabilitatea relației. Trăim împreună vieți separate, ce ciudat! Pare o utopie, nu-i așa? Trăim împreună vieți separate. Ceea ce avem împreună sunt acele nevoi instinctuale, fără de care nu putem trăi. Dar în restul, suntem oameni independenți. Și uite așa, se formează grupuri sau celule sociale care nu au un statut de moralitate și virtute. Și dacă nu funcționează, sunt liber fără niciun proces de conștiință să se pare și să caute o a doua versiune, un al doilea ideal, un al doilea el sau un al doilea ea. Ce ne vom face noi? Poate ca astfel de cancere spirituale care au apărut în societate datorită progresismului și modernismului să afecteze prezentul și viitorul bisericii? Familia este o realitate și nu un vis. Familia este dăruire, responsabilitate, sacrificiu. Cum veți spune sacrificiu? Sacrificiu cui? Sacrificiu eului. Noi sacrificăm eul nostru personal pe altarul binelui celui de lângă noi. O, oh, dragii mei prieteni, dacă am ține cont de acest extraordinar sfat, bărbatul și femeia nu sunt piese de precizie, ci elemente de pământ care crapă la temperaturi înalte sau devin tari ca și o cărămidă în cuptor, depinde de relația lor cu Dumnezeu. Vedeți, dragii mei prieteni, de ce oare tinerii de astăzi, băieți și fete, uh, cavaleri și domnișoare, au o percepție sau o paradigmă uh, imaginară, irealistă cu privire la ce înseamnă viața de căsătorie. De ce deformarea Acestui subiect, acestei noțiuni, căsătoria este atât de greșit interpretat în zilele de astăzi, datorită invaziei cinematografice care oferă o imagine cât se poate de irealistă, ca să nu zic devastator, de falsă, cu privire la ce poate să însemne familia, viața de familie, căsătoria prin excelență. Dacă mergem un pas mai departe. Relația între soț și soție nu este un film sau o fantezie descrisă într-un roman. Este sacrificiul zilnic de a trăi împreună binele sau amarul cu cel cu care ești în casă sau chiar în dormitor. După ce tinerii se căsătoresc, au un șoc emoțional, zic eu, și chiar unul psihologic. Înainte de acest pas important, pretindeau că se cunosc, se cunosc atât de bine, că n-au nevoie să se gândească sau să se roage pentru pasul acesta important numit căsătorie. După ce au făcut-o, sunt surprinși că nu s-au cunoscut aproape de loc. Atunci ea și-a dat seama că bărbatul care îi stă în față este iluzoriu. Interesat de fizicul femeii sau femeia superbă care zâmbește tot timpul și îți spune cât de mult te iubește, este în realitate interesată de tot ce ai, dar nu de tine. Părinții care erau dușmani până atunci, dușmani de moarte, aceste eventuale relații devin partizani în apărarea fiului sau fiicei. Dragii mei prieteni, din acest moment familia cu probleme Va avea și mai multe probleme, iar fisurile de relație vor fi mai accentuate până când căsătoria se destramă. Nu uitați, în majoritatea cazurilor unde părinții au intervenit, rezultatul a fost divorțul și separarea. Visul despre care vorbeam este spulberat, pentru că ei, el și ea, cei doi, au mers pe baterie. Și nu pe sursa care te unește cu Dumnezeu și cu soluția lui Dumnezeu. N-au mers să caute pe Dumnezeu sau să caute soluții la Dumnezeu pe genunchi. După o perioadă, cei doi care s-au separat încearcă noi variante, dar problemele ecuației sunt aceleași. Caracterul lor a rămas la fel: de egoist, de lipsit de transparență. Și în căutarea plăcerei, plăcerii momentane și instinctuale, ei fac aceleași greșeli. De aceea, rata de divorț în lumea civilizată este de peste 200%. Veți spune dacă cum e posibil așa ceva? Păi, omul se divorțează odată, se recăsătorește, se divorțează a doua oară, divorțează a treia oară, a patra oară, așa că rata divorțului și a recăsătoriei depășește cu mult rata căsătoriei care n-ar trebui să depășească 100%. Unii rămân și îndură, alții rămân și trăiesc tortura zilnică. Alții trăiesc un divorț ilicit de dragul copiilor sau datorită circumstanțelor financiare sau datorită unor chestiuni de estetică sau reputație. Nu divorțează și nu se separă. Dar viața lor ca esență este o viață solitară. Căsătoria a devenit un vis spulberat, fără Dumnezeu nu este nimic. Dragii mei prieteni, aș dori să vă spun spre finalul acestui subiect că visul unei familii împlinite, visul unei familii uh, în care el și ea pot găsi nu numai elixirul empiric al fericirii. Pot găsi nu numai gustul extraordinar pe care îl pot simți într-o relație de dragoste, de intimitate emoțională și fizică, mai mult decât aceasta, cei doi tineri pot descoperi frumusețea caracterului Dumnezeu într-o viață care începe dimineața cu Dumnezeu și se sfârșește cu Dumnezeu. Ce pot să spun este că viitorul Bisericii depinde foarte mult de cine suntem noi, ce vrem noi de la viață, care este sursa de energie cu care ne alimentăm, care este vasul de educație pe care îl bem în fiecare zi. Dumnezeu este acela care ne oferă alege viața, alege viața ca să trăiești. Și aceasta nu se întâmplă, prieteni, numai în contextul unei perspective sociale. Dar Dumnezeu ne spune Alege viața să trăiești chiar în familie. O pană inspirată pe care o respect foarte mult, făcea o declarație că nici unul din 100 de tineri nu sunt pregătiți sau nu-și dau seama de valoarea, responsabilitatea, implicațiile unei decizii în viața de căsătorie. E rugăciunea mea fierbinte, prieteni, ca un om, un adult care... A trecut prin viața aceasta, a făcut greșeli. Am 32 de ani de când sunt căsătorit și pot să vă spun cu mâna pe inimă, prieteni, că dacă ar fi să mai aleg o dată, aș alege aceeași persoană. Singura diferență e că aș face sau aș alege să fac mai puține greșeli. De ce? În mod inerent, dacă nu avem o expunere la o educație biblică, o educație cu caracter religios, la ceea ce înseamnă consiliere maritală sau premaritală, dacă vreți, sunt convins că cei care se căsătoresc mai devreme sau mai de târziu vor face greșeli care vor afecta viața lor de familie, poate pentru totdeauna. Sigur, Dumnezeu iartă, Dumnezeu iubește, Dumnezeu vindecă, dar noi, cei care facem greșeli, datorită lipsei de cunoaștere, vom putea afecta relația noastră de familie și relația noastră nu numai cu partenerul de viață, dar și relația noastră cu copiii pe care ni-a dat Dumnezeu. Nu uitați că copilașii noștri sunt cei care sunt cei mai bucuroși atunci când în fața lor stă un tată și un mamă care dovedesc iubire și dragoste tot această pană inspirată, Ellen G. White spunea, dacă există vreun cadou pe care tatăl poate să-l ofere copiilor, este acela de a oferi atâta gingășie și tandrețe mamei lor, să arate copiilor lor, copiilor lui, cât de mult o iubește el pe mama lor. Dragii mei prieteni, în același timp sunt convins că o mamă poate să încurajeze fiicele și fiii ei prin a arăta respectul cuvenit unui soț care o iubește și care face tot ce se poate pentru binele și prosperitatea familiei. Suntem în secolul 21, într-un proces extraordinar, în iureșul sau furtuna unor evenimente care face ca acest subiect al căsătoriei să pălească. Prioritatea evenimentelor, prioritatea cuvântului Dumnezeu, prioritatea numărul unu a bisericii și a poporului este revenirea iminentă a Domnului Isus Hristos. Și totuși, oamenii continuă să consume, să se hrănească, să bea, continuă să căsătorească și să dea în căsătorie. E un lucru rău? Nu. Dar devine un lucru inutil. Poate deveni un lucru Uh, prăpăstios sau fatal dacă oamenii beau sau mănâncă fără Dumnezeu. Dacă oamenii dau în căsătorie sau iau în căsătorie fără consimțământul, fără sfatul și călăuzirea dumnezeiască. De aceea, prieteni, în tot iureșul acesta de evenimente, în toată depănarea aceasta de gânduri pe care Domnul Hristos îl prezintă sau le prezintă, căsătoria este unul dintre semnele sfârșitului. Căsătoria, viața de familie, eșecurile și durerea unei familii în doi, unei relații în doi, știți, poate să afecteze viitorul lor și viitorul copiilor și viitorul societății. Aș vrea să mă opresc aici și să pun bazele subiectului pe care îl vom avea următoarea, în următoarea prezentare. Și aș vrea să vă spun, dragii mei prieteni, că o familie sănătoasă va impacta în mod pozitiv biserica noastră. De aceea, întrebarea numărul unu pentru subiectul care urmează este: trebuie sau e necesar ca biserica să fie interesată în bunul mers și prosperitatea cuplurilor tinere care formează familii, formează celula societății și celula bisericii în viitor? Dacă noile generații vor contracta căsătorii solemne în temere de Dumnezeu, Biserica va avea mai puține probleme și mai multe soluții.